Οι στιγμές σταλαγματιές του χρόνου συνθέτουν την ιστορία. Και η ιστορία είναι μια δέσμη από μαρτυρίες που θα αυγατήσουν σταδιακά μέσα στο χρόνο προς αγαλίαση εκείνων που θα τις αναζητήσουν. Formarea statului dac centralizat se explică prin apariția personalității politice și militare a marelui rege Borebista. Geograful și istoricul antic Ptolomeu, întocmind o hartă a țării dacilor din acea vreme, o punctează cu numeroase orașe și cetăți. Țara celui din tâi și celui mai mare dintre regii din Tracia este un teren uimitor. În țara lui Borebista, frumusețele naturii se îmbină cu bogățiile pământului și hărnicia oamenilor. Se știe astăzi că în Dacia preromană au existat numeroase așezări de tip protourban, cărora dacii le spuneau în limba lor Dava, iar grecii le numeau polis, oraș. Puțin mai la sud de Singidava, de pe harta lui Ptolomeu, undeva pe dealul ce străjuiește actualul oraș Cugir, grupul nostru de arheologi de la Cluj și Timișoara au dat de urmele unei cetăți considerate de noi a fi însăși Singidava. Cetatea de lângă Cugir respectă prin așezarea ei specificul davelor clasice. Ridicată în zona subcarpatică, la 30 de kilometri est de capitala dacilor, această davă domina împrejurimile, al căror peisaj actual nu pare a fi mult deosebit de cel de acum 2000 de ani. Așezată pe o înălțime greu accesibilă, această davă era ca toate cetățile dacice, împrejmuită cu un brâu de piatră, un zid întărit cu o palisadă din lemn, un fel de gard înalt de lângi ascuțite, dincolo de care strămoșii noștri se retrăgeau în caz de restriște cu bunurile lor cele mai de preț. În timp de pace, așezarea se întindea cu mult dincolo de ziduri, la poalele muntelui sau pe văi, adăpostind o populație numeroasă. După câțiva ani de cercetări, după studierea a numeroase documente și mărturii, estimând unele informații, comparându-le și analizându-le, profesorul dr. Ion Horațiu Crișan de la Cluj și subsemnatul Florin Medeleț, muzeograf timișorean, am hotărât să deschidem un șantier aici, pe dealul Cugirului. După 4 campanii de săpături, ultima încheiată de curând, s-a putut stabili că locuirea acestei dave începe în epoca bronzului, urmată de una din prima epoca fierului. Cea mai importantă însă este cea dacică, ce începe în secolul III înaintea erei noastre, durând până la cucerirea romană. E
Este neîndoielnic că aici a pulsat o intensă viață, manifestată pe toate coordonatele, ce a fost curmată de războaiele în urma cărora o parte din teritoriul Daciei va deveni provincie romană. Ca și multe alte cetăți, și aceasta va fi distrusă, iar locuitorii ei se vor muta în vale, acolo unde se găsește actualul oraș. Deși distrusă și acoperită de pământ în decursul mileniilor, amintirea cetății s-a transmis din generație în generație la locuitorii satului daco-roman din Ardeal, ajungând până la noi. În cadrul necropolei acestei dave, întâmplarea a făcut ca în prima secțiune trasată să dăm peste un mormânt princiar. Eram în prezența primului mormânt princiar dacic descoperit în Transilvania. Pe un drug din grinzi mari de brad a fost așezat un car triumfal în care se găsea defunctul. Când flăcările urcau către cer, dacii se rugau nemuritorului Zamolxe pentru primirea mai marelui lor. După ce arderea s-a terminat, tot ce a mai rămas nemistuit s-a adunat în centru și deasupra alveolării centrale. Peste grămadă s-a așezat un vas de bronz, o situla, lucrat în Italia. Situla a fost acoperită cu un vas de lut peste care s-a așezat un uriaș bolovan. În jurul vaselor s-au clădit pietre și s-a turnat pământ, alcătuind mantaua mobilei funerare, tumulul ce a acoperit întreaga suprafață. Adaptând legea anatomică a corelației la arheologie, am reușit să reconstituim întregul unor obiecte găsite în mormânt, pornind de la detalii. Desigur că obiectele găsite sunt mult mai numeroase, iar dorința noastră este ca într-un viitor nu prea îndepărtat să putem reconstitui pe cât posibil întregul cortegiu funerar, acest moment emoționant de cult al strămoșilor noștri de acum peste două milenii. După o zi de muncă cu tinerii arheologi de pe dava Cugirului. Și poate în aceste clipe fiecare dintre ei, privind acolo, în miezul fierbinte al flăcărilor, se întoarce în epoca marelui rege al dacilor, când unul din apropiații săi, principele dac de pe dava Cugirului, a fost incinerat, trecând prin flăcări în nemurirea datinilor străbune. Ματιές του χρόνου συνθέτουν την ιστορία και η ιστορία είναι μια δέσμη από μαρτυρίες που θα βγατίσουν σταδιακά μέσα στο χρόνο προς αγαλίαση εκείνων που θα τις αναζητήσουν. Πτολομαίος.